Alfred, ariciul detectiv, bagheta magicianului. Acum! Oh, nu! Nici vorbă! Oh, da! Va marca! Du-te, Alfred! Ai drum liber! Haide, Alfred! Aruncă la coș! Bravo! Iuhu! Munca în echipă! Aha! Wow! Fugiți! Furtuna! Adăpostiți-vă! Alfred! Te-am prins, Lily! Pe aici! Aici! Alfred, mi-e frică! Ce? Oh! Oh, o sabie de cavaler! En garde! Apără-te! Poftim, ha? Milo, dacă nu te superi... Am nimicit balaurul. Foarte amuzant, Milo. Iar acum, priviți cum Milo Magnificul controlează vremea. Nu te-ai jucat niciodată afară pe furtună, dar aici, la adăpost, e bine, nu-i așa? Da. Abracadabra! Ce aiurit ești! Da, dar asta-ți place la mine. În ordine, prieteni, să ducem furtuna de aici. Furtună pleacă! Furtună pleacă! Furtună pleacă! Nu mai ai timp. Ce anume spuneai? Așa ceva nu e posibil! Wow! Ați văzut? Eu am făcut asta? Wow! Cum ai reușit asta? Magia lui Milo! Magia mea? Ai găsit cumva o baghetă magică veche? Sau... desigur, nu ai găsit așa ceva. Dar ceva a făcut mingea aia de lumină să se deplaseze prin curte. Venea de la tine. Nu. Dacă Milo nu e responsabil, atunci cine e? Oh, nu! Se petrece ceva îngrozitor. Tu ești de vină, Milo? Nu, nu e adevărat. Am o presimțire. Fugiți! E frică, întoarceți-vă! Dar nu-i decât o crenguță dintr-un copac. E serios de misterios. Să ne întoarcem la sediu. Vedeți? De acolo, chiar din bagheta lui Milo. E o baghetă magică. Nu e magică, Lily, dar cu siguranță e ciudat. Eu cred că e magică. Milo, dă-mi voie să mă uit puțin la ea. Ha? E un băț. Dar am văzut o minge uriașă ieșind din el. Vezi? Dacă ceva strălucitor și aprins ar fi ieșit din el, acest lucru ar fi lăsat urme. Deci cum îți explici ceea ce am văzut? Ce a fost aia? Nu sunt sigur. Priviți! Mingea explodează în cele din urmă. E ceva explozibil. Ăsta e primul nostru indiciu. Dar mingea e de foc sau electrică? Face scântei. Ce e acolo? Mingea de lumină? Nu! Sunetul! Ascultați! Se aude ceva din minge. Sâsâie! Da, parcă ar fi o pisică furioasă. Așa e, e ceva neobișnuit, așa că va fi al doilea indiciu. Să ne întoarcem la școală, poate vom găsi ceva ce n-am remarcat. Repede, la cablul de transport! Puneți-vă căștile, vă rog! Am pus-o deja, Alfred! Hei, priviți! Polly, unde te duci?
plec! Am auzit ce s-a întâmplat! N-am de gând să stau aici să fiu atacată de mingi de lumină! Slavă cerului că... Poftim? Dar încă anchetăm cazul! Haideți, prieteni, trebuie să ne grăbim! Milo! Făceam doar puțină mișcare. Prea bine, să recapitulăm. Mingea s-a format aici și s-a deplasat pe aici. Apoi a plutit, s-a lăsat, a venit în direcția asta și s-a îndreptat spre terenul de joacă. Poate că eu am format-o. De unde știm sigur că nu eu am format-o? Furtună, pleacă! Bine, atunci, ce părere aveți despre abratatatatuamba? Nu văd niciun indiciu nicăieri. Nici eu. Milo, ne-ai putea ajuta? Cuci, 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 cu. Stai, Milo, nu te mișca. O, Doamne, ce-i aia? A? Ce e? E ceva negru pe tot spatele bluzei. Poftim? Oh, nu! Bagheta e funcțională, a ripostat. E o baghetă adevărată, baghetă de magician. Sunt atot puternic, sunt magic, sunt... Murdar! Nu te mișca, Milo! E funingine. Da, am dreptate. Mă jucam cu bagheta și, vedeți voi, se pare că bagheta mea e foarte sensibilă la cuvinte. Aha, priviți! O parte din stâlp a ars ușor. Bagheta e de vină, vă spun eu! Funinginea e al treilea indiciu. E făcută de bagheta mea. E doar un băț. Revino-ți odată. S-a întâmplat ceva ciudat. Am văzut-o cu toții, dar n-avem habar ce este. Trebuie să cercetăm. Ajutor! Nu lăsați să mă prindă! Nu-ți face griji, bagheta ne va proteja. Sigur, ar trebui să cred în tine. Sintia mi-a povestit tot. Lumea e speriată de-a binelea. Bine, să recapitulăm. Bine, primul indiciu. O minge strălucitoare care a explodat. Eu am văzut-o. Care sâsâia când se deplasa. Ca un balon care se dezumfla. Apoi a explodat și a dispărut. Ăla nu era un balon. Așa este. Ce mai sâsâie? Șerpii. Cauciucurile. Da, dar și chestiile fierbinți, precum apa într-o tavă. Wow! Apa sâsâie când ajunge pe ceva fierbinte. Ploua, iar mingea era atât de caldă încât fierbea aerul în timp ce se deplasa. A fiert aerul ploios? Ce am văzut era atât de fierbinte încât a pârlit stâlpul porții. Fulgerul e fierbinte, iar mingea era de lumină fierbinte. Fulgerul e atât de fierbinte că poate transforma nisipul în sticlă. Cum rămâne cu ăsta? E un băț. Voi ziceți că este un băț, dar de fapt e o baghetă, funcțională chiar. Încetează odată cu bățul ăla, Milo. Nu-i decât o bucată de lemn. Eu cred în băț. Știu! E ciudat. Trebuie să punem capăt panicii înainte de a rămâne singuri în pădurea cioturoasă. Duceți-vă să sunați clopoțelul. Venim și noi imediat. Mai am nevoie de câteva informații. Ce ciudat! Unde e toată lumea? Au plecat cu toții? Aveți de gând să ne dați o explicație pentru mingea aia de foc? Da, ne puteți garanta siguranța? Ce să spun? E doar vina ta, Milo. Alfred lucrează la acest caz chiar acum. Mingea de foc o să ne atace iar? Păi... Stai! Nu aveți de ce să vă faceți griji. Știu ce s-a întâmplat. S-a zis cu noi, știam eu. Milo, e vina lui. El e de vină, nu-i așa? Vrem o explicație chiar în clipa asta. Nu e vorba de magie, se numește fulger globular. Iar noi am reușit să-l fotografiem. Fulgerul nu are doar formă zimțată, e rezultatul furtunii. Nu știm cum se formează, dar puțină lume a reușit să vadă un fulger globular. Dacă nu ne-am fi uitat la Milo cum se dădea în stambă ca vrăjitor, l-am fi ratat și noi.
Mulțumită lui am văzut un fenomen natural ciudat pe care probabil că n-o să-l mai revedem în viața noastră. Asta a fost! Asta a fost tot! Mare scofală! Ha! Fetelor, s-o ștergem de aici! Bine că nu a fost lucrătura bățului, pentru că eu am călcat pe... am călcat pe băț. Și? Păi... Mi-aș fi dorit să fie o baghetă. Fulgerul globular poate fi la fel de mic ca un bob de mazăre, dar și să aibă o circumferință de câțiva metri. Poate avea diferite culori, roșu, galben, alb, dar uneori este chiar transparent.